Să nu te dai bătut niciodată, că Dumnezeu ori va pune o stâncă sub tine, ori te va învăța să zbori. Când am avut nevoie de protecție sub picioare, Dumnezeu s-a făcut stâncă. Când am văzut că sunt obstacole prea mari, mi-a dat aripi și am trecut peste ele. Nu urăsc pe nimeni, n-am invidiat pe nimeni niciodată în viață.